că am reușit să lansăm acest proiect, Sporturi și Jocuri. Este de fapt un opțional de educație fizică și sport dedicat claselor primare, inspirat din proiectul Sportul se joacă. Ne plângem cu toții că nu mai au cei mici exemple. Ei bine, în cadrul acestui proiect îmi doresc ca la fiecare modul, la fiecare sport, să aduc un campion adevărat, da? Să le vorbească copiilor, să le povestească cât de dificil este drumul spre a ajunge un campion. Dacă un singur copil din cei câteva sute care sunt astăzi aici își va seta așa un obiectiv, da? Și va visa atât de mult și va munci pentru visul lui, noi cred că ne-am făcut datoria. E clar că avem nevoie să ne simțim bine, să fim performanți și pentru asta una dintre activitățile care poate să ne ofere această stare de bine este chiar sportul. Dacă îi motivăm și obișnuim pe copii încă de mici și îi implicăm în tot felul de activități, la ora de educație fizică, îi ducem la un sport, fără să cerem de la ei să facă performanță. La început trebuie să le insuflăm această dragoste de a face sport, de a face mișcare, de a se întrece, de a fi concentrați, de a ști să te joci într-o echipă în care trebuie să respecti niște reguli. Ce vedeți aici este mai mult o joacă. Și eu la vârsta mea am început tot cu o joacă, iar ulterior acei antrenori care au văzut în mine un talent au început să-și lepuiască acel talent până ce am ajuns să fac performanță. Este foarte important pentru că prin aceste mișcări, prin această joacă, copiii se bucură și de activitate și deodată sunt sănătoși. Sportul în sine te face să fii sănătos. Rezultatele și ce-ți dă viața sportivă, prieteniile care se leagă, lucrurile pe care le înveți, locurile pe care le vezi și oamenii pe care ai să-i cunoști la sfârșitul zilei, fac să merite totul. Faci vreun sport? Kickboxing. Mi-a plăcut de când sunt mică, și adică îmi place tot la el. Am făcut basket și sunt foarte emoționat pentru că și profesorii mei vechi de judo sunt aici și chiar aș fi vrut să merg la ei, dar din păcate mergem la altă grupă, dar tot sunt fericit că sunt aici. De ce e important să faci sport? Pentru că se dezvoltă corpul, te ajută să dormi mai bine și te ajută să te concentrezi foarte tare. Pentru că te relaxează mai tare, poți să dormi mai bine și poți să înveți mai bine. Vreau să mulțumesc campionilor noștri, de care am fost și suntem mândri și cărora le mulțumim că sunt astăzi aici pentru a promova sportul în general, dar mai ales sportul de performanță. Copiii au nevoie de exemple, au nevoie de obiective și iată că astăzi, probabil că mulți dintre ei și-au pus în gând să devină campioni. De aceea noi încurajăm în această direcție la cât mai mult sport și mai ales că am făcut facilități, iată cum arată o bază sportivă de la liceul Dante Alighieri, care nu e doar liceu, e și școală primară și gimnazială. Iată, mititeii noștri care ne bucură atât de mult, sunt atât de entuziaști și atât de frumoși.